Proverbe, capitolul 1, versetul 10. Proverbe, capitolul 1, versetul 10. Traducerea fidelă spune în felul următor. Fiul meu, dacă păcătoșii te ademenesc, nu te învoi. Amin. Este o tendință astăzi să stropească Biserica lui Hristos cu tot felul de acuzații și cu tot felul de învinuiri. Aceasta cu scop de a face Biserica lipsită de efectivitate în actul vestirii cuvântului mântuirii. Este o tendință de asemenea de a ataca pe lucrătorii Domnului, pe cei ce se ridică în numele Domnului, cu scopul de a-i face inefectiv în actul predicării cuvântului și a chemării oamenilor la mântuire. Eforturile acestea, sigur că le face cel rău, diavolul, și cu demonii lui și o oștire întreagă de oameni care îl slujesc cu credincioșie. De ce nu ne-am străduit noi să fim oameni care să stăm în picioare și să stăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu? Este drept, dumneavoastră ați observat, mai ales seara, oriunde este lumină, acolo se adună gândacii, gâzele, tot felul de gândaci și de gâze. Așa va fi și cu noi câtă vreme vom trăi pe pământ, tot felul de gândaci și de gâze vor veni în jurul luminii ca să fure din această lumină și apoi să întineze poporul Domnului. În seara aceasta, în mesajul meu, în limba română, aș vrea să mă adresez dumneavoastră cu un gând pe care l-am intitulat Atac împotriva identității creștine. Atac împotriva identității creștine. În versetul 10 din Proverbe, capitolul 1, recitesc: Fiul meu, dacă păcătoșii te ademenesc, nu te învoie. Aici sunt trei gânduri profunde legate de efortul pe care cel rău îl face ca să distrugă integritatea ta, să distrugă integritatea Bisericii lui Hristos și să distrugă mărturia noastră. Și primul lucru pe care cel rău îl face este atracția păcatului. Fiul meu, dacă păcătoșii te ademenesc, ca să te ademenească trebuie să fie atracție în ceva. Pentru că nu ademenești pe cineva la un lucru urât. Și cel rău știe întotdeauna să îmbrace urâtul în frumos. Merge până acolo încât, spune Sfânta Scriptură, slujitorii lui se îmbracă în îngeri de lumină. Și ceea ce prezintă, prezintă într-o manieră atractivă. Dacă te uiți pe internet, dacă te uiți la televiziune, dacă te uiți pe computer, pe telefon, pe tabletă, invitațiile pe care le găsești ca să îmbrățișezi păcatul și spiritul vremii sunt foarte bine construite, sunt foarte bine gândite, se face un studiu psihologic intens și apoi sunt aruncate pe piață pentru ca oamenii să le accepte și să se lase atrași de lucrurile pe care le văd. Există atracție în păcat, pentru că există plăcere în păcat. Cuvântul Domnului spune, este plăcere de o clipă a păcatului. Dacă n-ar fi plăcere în păcat, oamenii nu s-ar lăsa atrași. Există câștig pământesc în păcat. Dacă înșeli statul, dacă ocolești legile de taxe, dacă ocolești cu tare lucru și cu tare lucru, poți să te realizezi mai repede, poți să te îmbogățești mai repede. Și
Aceasta face apel la starea carnală a omului, la mintea omului. Și de multe ori și cel neprihănit cade în cursa aceasta. Este trist, dar cade în cursa aceasta. Și în loc să fie un om cu o credincioșie puternică și cu o viață sfântă, este un om care este cu mofturi și cu comentarii la orice se face bun. Când eram tânăr, obișnuia să viziteze România unul dintre liderii europene ai mișcării penticostale, elvețiene. Era doctorul Iacob Zoffi, un predicator de excepție, un om dinamic, un neamț din acela, foc. Și venea deseori în România, avea întâlniri cu noi studenții, apoi cu păstorii, predica în diferite biserici. Și spunea el, sunt unii oameni care s-au săturat parcă de bine în a umbla cu Dumnezeu. Și în loc să încurajeze biserica să meargă bine, au învățat de la cel rău să nu vadă bine, să vadă numai rău. Sunt ca și acești oameni care, spunea el, dacă le duci cel mai frumos trandafir posibil. Cât este de frumos un trandafir? Culorile, mirosul, aroma, frunzele verzi. Dar pentru oamenii aceștia, uite ce spine are. În loc să se uite la frumusețe, se uită la spini. Apoi zice, ca orice plantă, și pe trandafiri sunt niște musculițe, niște păduchi de trandafiri. Se uită, apoi zice, ce să ții un trandafir? Fii atent, zice, ce păduchi are. Măcar că sunt mici, zice, abia se văd. Dar oamenii aceștia văd spinii și păduchii, pentru că sunt niște credincioși păduchioși. Nu știu să vadă frumusețea, nu știu să vadă harul din biserica lui Dumnezeu, nu știu să vadă prezența lui Dumnezeu, se uită la păduchi, se uită la spini. Și oamenii aceștia vor să atragă după ei pe alți oameni. Este o invitație aceasta la păcat, ca să atenteze la identitatea ta creștină. Deci există atracție pentru păcat. Deci ei, oamenii se duc acolo. În al doilea rând, există acceptare pentru păcat. Fiul meu, dacă păcătoșii te ademenesc, nu te învoi. Sunt oameni care acceptă și se compromit. Acceptă să trăiască în păcat. Nu văd nicio problemă să facă cu tare lucru sau cu tare lucru. Nu văd nicio problemă să nu citească cuvântul lui Dumnezeu. Nu văd nicio problemă să nu se roage. Nu văd nicio problemă să nu vină la casa Domnului. Nu văd nicio problemă să nu se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Dar aceasta este mare problemă. Este mare problemă. Pentru că așa cum de multe ori ni s-a spus și ni se va mai repeta câtă vreme vom fi aici pe pământ, Dumnezeu vrea să lucreze cu noi, cu tine și cu mine. Dar sigur, Dumnezeu poate să lucreze și fără tine și fără mine. Dacă noi nu lucrăm, Dumnezeu ridică un altul. Pentru că El știe să ridice, glorie Domnului. Însă de ce n-ar lucra cu tine? Și de ce n-ar lucra cu mine? De ce m-aș învoi să accept un stil păcătos de viață când aș putea să accept sfințenia lui Dumnezeu? Așa cum spune autorul epistolei către evrei. Urmăriți dar pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nimeni. Deci păcatul are atracție, pentru unii are acceptare. Și apoi, în al treilea rând, este atitudinea față de păcat. Partea finală a versetului 10 din Proverbe 1 pe care l-am citit spune, nu te învoi. Atitudinea pe care trebuie să o avem este aceasta, nu te învoi. Ahab, cât a fost el de rău, cât a fost el de anti-Dumnezeu, totuși a lăsat mintea la slujitorii lui, pentru că mai avea pe lângă el niște slujitori cu bun simț, cu frică de Domnul. Într-o zi, Ben-Hadad a zis, mâine la ceasul acesta, oamenii mei vor veni și vor scotoci palatele tale. Aurul tău și argintul tău
sunt ale mele. Copiii tăi sunt ai mei. Nevestele voastre cele mai frumoase sunt ale mele. Să nu îndrăznești să refuzi. Și Ahab, în frica și în neputința lui, în sfârșit se întoarce către slujitor și spune: vedeți, vrea conflict Ben-Hadad, ce să fac? Mi le dau pe toate. La care slujitorii a spus: împărate, nu. Spune, lucrul acesta nu-l poți face. Ai grijă de casa ta. Ai grijă de bunurile tale. Ai grijă de familia ta. Dumnezeu ți le-a dat spre grijă, nu să le dai lui Ben-Hadad. Când invitația celui rău și invitația prietenilor tăi vine să îmbrățișezi păcatul, ca să-ți pierzi identitatea creștină, să ieși în afara stilului de viață creștin, atitudinea față de păcat este aceasta: nu te învoi, nu accepta. Dimpotrivă, căutați pacea, căutați sfințenia, căutați unitatea, căutați trăirea împreună, căutați locurile unde oamenii se roagă, căutați locurile unde se studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur că acestea sunt la casa lui Dumnezeu și în familii temătoare de Dumnezeu. Căutați aceste locuri, nu căutați locurile unde se vorbește de rău cuvântul, se vorbește de rău slujitorul Domnului, se vorbește de rău Evanghelia Domnului Iisus Hristos și se vorbește de rău Biserica lui Hristos. Acesta este un atac împotriva identității creștine. Dar tu și cu mine, știm că Dumnezeul nostru este mai mare decât problemele noastre. Și El este capabil să ne dea înțelepciune și putere de discernere. Dacă trebuie ceva în aceste vremuri, în aceste timpuri, poporul lui Dumnezeu este un duh de discernere. Să poți deosebi binele de rău și să poți să rămâi în picioare la uneltirile celui rău, pentru că el vine și îți prezintă ceva într-o formă foarte atractivă. Și apoi te invită să accepți. Atitudinea ta și a mea este, trebuie să refuzi. Nu pot face. Deci există atracție, există acceptare și trebuie atitudine față de păcat. Însă, mai atractiv decât păcatul este cuvântul Domnului. Mai atractiv decât păcatul trebuie să fie pentru tine viața cu Dumnezeu. Mai plăcut decât păcatul trebuie să fie pentru tine și pentru mine cercetarea Duhului Sfânt. Te întreb în numele Domnului, ți-e drag cuvântul Domnului? Iubești tu acest cuvânt? Deschide-l, citește-l și vino aici să-l învățăm împreună. Domnul nu vrea să ne pierdem identitatea, Dumnezeu vrea să fim o lumină în lumea în care trăim, pentru că am fost chemați de Dumnezeu să avem această identitate sfântă, sarea pământului și lumina lumii. Prin urmare, haideți să fim sare și lumină. Lumea va continua dacă noi continuăm. Dacă noi nu continuăm, lumea se destramă, pentru că ceea ce prezervează lumea sunt creștinii, sarea pământului. Și ceea ce conduce lumea sunt creștinii, sunt lumina lumii. Nu lumea trebuie să ne conducă pe noi, noi trebuie să conducem lumea. De aceea mă rog Domnului ca să ne dea o inimă bună și identitatea noastră de copii al lui Dumnezeu să rămână neștirbită. Amin.